La Arad, primarul Gheorghe Falcă avea în 2012 aceeași cotă pe care o avea domnul Futur în Botoșan, peste 50%. Iar la Arad, Falcă a câștigat. La Botoșan, Futur a pierdut. Așadar, nu putem pune toate meritele doar pe seama valului USR, așa cum am auzit deseori după ce am câștigat alegerile. Deci diferența nu a fost la contracandidați, diferența a fost la noi, la USL, în acel moment. Da, este adevărat, am avut sprijinul USL, ceea ce nu a fost deloc puțin lucru. Dar dacă facem o evaluare, e corect să vedem de unde am plecat și unde am ajuns. Am plecat în anul 2008, de la o cotă PSD-PNL, de aproape 30%, 28,9%. Iar în 2012 am obținut 47%, aproape 50%. O diferență pozitivă de aproape 20 de puncte procentuale. Dar mult mai interesant decât procentele sunt voturile obținute în alegerile